Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 25, pagina 566 din Scriptură, Psalm 25, we'll start our reading with verse 1. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. mărturisesc, fraților, că sunt uh, subiecte care sunt mai ușor de predicat și sunt subiecte care sunt foarte bine primite uh, de ascultători. Și cel puțin în lumea care trăim, de exemplu, în ultimii ani, a fost o mișcare foarte mare în lumea evanghelică să se vorbească de, despre prosperitate și la oameni le place astfel de mesaje de prosperitate, pentru că noi toți vrem să prosperăm, și prosperitatea este în scriptură și este un subiect care merită să vorbim despre el. Ne place de obicei să auzim ceva pozitiv, încurajator, care este de bine. Însă, sunt lucruri care sunt uh, esențiale pentru noi, absolut necesare, care și acelea trebuie să fie vorbite. Știți cum sunt copiii? Am observat când veneau la mine la clinică ce așteptau ei cel mai mult. Șansa să ajungă la jucării la sfârșit, la premiul acela care îl dădeam la toți cei care erau cominți. De fapt, în realitate, dădeam la absolut toți. Nu puteai să discriminezi. Dar știți la, la copii, de exemplu, ar vrea să ajungă atunci când puneți masa direct la, la tort, la bomboane de la sfârșit. nu e așa? Dacă îi oferi broccoli, vegetale, legume și unele fructe, nu sunt așa de încântați. Aproape că trebuie să fie bribe, nu să le spunem. Dacă mânci toate astea, ajungi la bomboane și ajungi la tort. Știți, la fel în, în viața noastră spirituală, sunt anumite lucruri care parcă am vrea să trecem peste ele dar care de fapt sunt absolut necesare și sunt esențiale pentru viața noastră uh, spirituală. Dacă noi vom înțelege aceste lucruri, ele o să ne ajute enorm uh, de mult. Adevărul este că felul cum lucrează Dumnezeu în viața noastră, uh, de cele mai multe ori, ne surprinde. nu e așa? Uh, când venim la Domnul prima dată și venim cu viața noastră, cu păcatele noastre la Domnul, Domnul imediat ne iartă și noi ne bucurăm foarte mult. Ne face Domnul promisiuni minunate, noi suntem copleșiți de dragostea Domnului, ne bucurăm de acele promisiuni. Domnul ne dovedește dragostea în acele momente și ne spune care un plan minunat pentru viața noastră și noi. Din nou, ne bucurăm foarte, foarte mult. Parcă Domnul ne pornește apetitul spiritual, ne copleșește cu dragoste, ne arată lucrurile bune, pozitive, care le are pentru noi. Și noi ne bucurăm foarte mult, și apoi urmează, de obicei, o fază surpriză în viața noastră, pentru care noi, de obicei, nu suntem pregătiți. Știți ce urmează? Așteptare. Uh, titlul mesajului meu din această dimineață este Importanța așteptării. Uh, aș vrea să vă spun că, lucrând la mesajul acesta care mi l-a pus Domnul pe inimă, n-am mai vorbit niciodată pe subiectul acesta decât în trecere, am realizat că fiecare punct din această predică este în primul rând pentru mine realizez că este pentru familiile noastre la toți, pentru fiecare care este aici. Sunt conștient că este pentru biserica noastră, pentru biserica Emanuel. Și vă întreb, din curiozitate, câți din cei care sunteți aici, în momentul acesta, astăzi, care sunteți aici, la un anumit punct din viața dumneavoastră, la o problemă, la o situație, la un Necaz, sunteți în perioada de așteptare unde îl așteptați pe Domnul să intervine. Vă rog să ridicați o mână. Predica aceasta este pentru dumneavoastră, deci și pentru mine. Și cei care nu îl așteptați pe Domnul, predica aceasta este și pentru dumneavoastră pentru că vă garantez ceva. Această perioadă va veni și în viața dumneavoastră. Uh. Așteptarea, să știți că este o disciplină spirituală pe care Domnul o așteaptă de la absolut fiecare din noi care suntem aici. Suntem obișnuiți cu multe discipline, dar mai puțin am vorbit noi despre disciplina aceasta a așteptării. Nu se poate fără. Nu putem să intrăm în planul lui Dumnezeu în viața noastră, în binecuvântările care le are El pentru noi, fără această disciplină a așteptării. Cred că este una dintre disciplinele spirituale care este cel mai puțin înțeleasă, mă gândesc. Uh, și este una din disciplinele care este cel mai puțin practicate, în special în lumea de vest și, în special, aici, în America. Aici, toată lumea e într-o goană, Totul trebuie să vină repede, nimeni nu are răbdare să aștepte pentru ceva. Copiii care sunt la liceu, de exemplu, este program pentru ei head start, ca atunci din, încă din liceu să înceapă să facă clase de facultate, in a hurry. Și mă gândesc, pentru ce să grăbesc așa de mult? Observați, americanii nu au timp să stea jos la un restaurant să mânce un burger, trebuie să aibă un drive-thru să mânce în mașină, pe fugă, repede. Nu este timp să pui ceva în oală ca să încălzești. Trebuie să bagi la microunde, la microwave, repede. Să fie totul rapid. Dacă nu ai timp să faci cafea, este instant coffee, instant oatmeal, instant everything. Totul este instant, nu avem timp. Și oamenii adoptă modelul acesta de -a instant gratification, de împlinire instantă la toate lucrurile. Se grăbesc să se căsătorească repede, să împlinească nevoia aceasta. Ajung probleme în căsnicie, nimeni nu mai are răbdare ca să rezolve problemele în așteptare. Divorț și următoarea căsnicie. Uh, în lumea aceasta suntem obișnuiți să fim go, 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 go. Uh, Mi-aduc aminte, nepoții mei uh, i-au făcut un cadou fratelui meu Dan, el este păstor asistent la Biserica Philadelphia din Portland. Și i-au făcut o cană de ceramică pe care i-a scris uh, ceva care el folosea foarte des. Gotta go. Venea, vorbea câteva minute și imediat se ridica. I gotta go. Și a, aproape că i-a rămas lucrul acesta când îl vedeam, știam toți. Gotta go. Și aceasta ne definește pe toți și noi luăm stilul acesta, mentalitatea aceasta și îl aplicăm în viața noastră spirituală de multe ori. Însă, în disciplina aceasta spirituală, să știți că Domnul ne cheamă pe fiecare din noi ca noi să îl așteptăm pe El. Ne va trece printr-o perioadă de așteptare. Și ceea ce aflăm noi foarte repede este că Dumnezeu pare să aibă a lot of time. Nu? Nu, nu vi se pare că Domnul are timp și noi? Doamne, m-aș bucura să te grăbești la subiectul acesta, că it's uncomfortable unde mă aflu. Când începe așteptarea pentru un credincios, este vorba despre o așteptare autentică. În primul rând, o așteptare autentică este acela care, în primul rând își înalță sufletul către Domnul. Spune psalmistul ăla aici, la tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Vin cu mintea mea, voințele mele, emoțiile mele, cu tot ce sunt și spun, Doamne, pentru rezolvare eu vin la tine. Aceasta te califică pentru o așteptare autentică. Dar așteptarea începe în momentul care eu îmi pun toată încrederea în Domnul pentru rezolvare la problema mea. Spune în tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Care este rezultatul la un om care își înalță sufletul la Domnul și își încredințează sufletul, viața, situația lui pentru rezolvare în Domnul? Spune cuvântul Domnului că astfel de oameni nu vor fi dați de rușine. Ceea ce spune cuvântul Domnului aici. Se merită să practicăm disciplina așteptării în viața noastră. Pentru că cei care adoptă această disciplină biblică în viața lor, cuvântul Domnului garantează ceva, nu vor fi dați de rușine. Pentru câți, pentru câți este valabilă aceasta? Și spune cuvântul pentru toți cei ce ne dășduiesc în Domnul. Nu sunt oameni care așteaptă autentic și primesc răspuns și alții care așteaptă într-un mod autentic și aceia să nu primească răspuns. Spune, da, toți cei ce ne în tine nu vor fi dați de rușine. Și acum noi putem să ne uităm în jurul nostru și putem să spunem, dar eu cunosc credincioși care așteaptă, nădăjduiesc și eu încă n-am văzut succes în viața lor. N-am văzut succes la așteptarea lor. De ce? Aș vrea să spun că este o diferență mare în a-ți pune toată încrederea în Domnul și a-ți pune încrederea în Domnul într-un mod parțial. Sunt oameni care îl așteaptă într-adevăr pe Domnul, dar just to make sure lucrează și ei pe lângă ca să se întâmple lucrul acela. Dacă cumva Dumnezeu o să ducă la faliment, să fie o a doua sursă sau o altă metodă. Sunt oameni care nu primesc răspuns pentru că nu și-au pus nădejdea, încrederea sau așteptarea exclusiv în Domnul. O așteptare autentică este aceea care i-am încredințat Domnului ceva și nu mă aștept la răspuns din altă parte decât de la Domnul. Acum, după cum ați observat în textul care l-am citit, fratele Cornilescu, uh, care a Traducerea căruia noi o citim de obicei în biserică a tradus cuvântul așteptare care este în original ca și cuvântul nădejde. Dar nădejdea este o formă de așteptare. Nădejdea automat implică așteptare, o așteptare cu credință care nu înșeală. Și cuvântul Domnului vrea să ne spună că toți cei care vor să-l cunoască pe Domnul, care vor să cunoască căile lui, vor trebui să învețe această disciplină a așteptării. În versetul 4, psalmistul David se roagă și spune Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă. Spune, Doamne, vreau să cunosc căile tale, vreau să înțeleg cum lucrezi tu pe partea spirituală. Căci tu ești Dumnezeul mântuirii mere. Și apoi spune, tu ești totdeauna nădejdea mea. În psalmul 27, începând cu versetul 11, din nou, David face aceeași rugăciune din nou. Și spune, Învață-mă, Doamne, calea Ta și povățuiește-me pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. Oh! dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Și ce urmează după? Nădăjduiește sau așteaptă-L pe Domnul. Fitare, tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește. Wait on the Lord. Observați de fiecare dată când David se roagă, Doamne, învață-mă căile tale. Povățuiește-mă, Doamne și spune din nou, învață-mă, Doamne, subiectul care urmează imediat este nădejde sau subiectul așteptării. Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care e planul tău cu viața mea. Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului? Ca să înțelegem. Așteptare. Domnul ne, învăța, ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din Psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor Lui. Spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 64, cu versetul 4. Sunt niște promisiuni care le, fac, le face Domnul pentru o singură categorie de oameni, pentru cei care îl așteaptă pe Domnul. Și spune așa, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume, ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cine? Pentru cei ce se încred în tine. Traducerea în engleză este mai corectă. Pentru cei ce te așteaptă. For those who wait on him. Cei care îl așteaptă pe Domnul pentru răspuns, spune cu răspunsul care va veni, cum niciodată nu s-a pomenit, nu s-a auzit vorbindu-se, nici n-a văzut ochiul așa ceva, să facă Domnul asemenea lucruri pentru cei care îl așteaptă. Fraților, dacă vrea diavolul să ne fure de aceste binecuvântări, ne va face să ne pierdem răbdarea. Să nu trecem testul așteptării, să ne frustrăm undeva pe drum. Promisiunile acestea sunt pentru o singură categorie de oameni, pentru cei care îl așteaptă pe Domnul. Și primul punct al mesajului meu din această dimineață este în formă de întrebare. De ce este disciplina așteptării importantă pentru credincios? Desigur, în introducere am vorbit deja de câteva lucruri. Aș vrea să mergem peste doar câteva lucruri fugitiv. Sunt mult mai multe. Prin așteptare, fraților, Așteptarea de fapt este dovada că noi acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu în viața noastră. Că el este suveran, că el decide ce primim, când primim, cum primim. Noi atunci când acceptăm să l așteptăm pe Dumnezeu de fapt, indirect, acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu. Spune povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Declarăm că El este și spune, tu ești totdeauna în nădejdea mea. Doamne, eu pe tine te aștept. Apoi, prin așteptare, noi învățăm căile Domnului. Știți, ceea ce este firesc în noi, este total diferit de căile Domnului. We're wired a certain way. Suntem construiți în, în, în firea aceasta pământească într-un anumit mod, dar căile Domnului sunt total, total diferite. Și în procesul acesta al așteptării, noi învățăm căile lui care sunt diferite de căile noastre, sunt diferite de mentalitatea noastră. Prin așteptare, noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca și singura sursă de rezolvare. Atunci când ne-am încredințat lui ceva, ne-am ridicat sufletul, noi declarăm prin aceasta, Doamne, tu ești singura sursă de rezolvare la problema mea. Spune psalmistul în psalmul 62, cu versetul 1. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Observați exclusivitatea la afirmația aceasta. Nu spune, Doamne, mă încred în tine și în altceva. Cred că tu ești o sursă, dar mai mă uit și în altă parte. Nu, el recunoaște pe Domnul ca singura sursă de rezolvare și spune, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine, aștept, de la El va veni ajutorul. Apoi, prin așteptare, noi devenim statornici sau stabil pe calea credinței. Fraților, dacă ne uităm în viața noastră, la problema noastră, la necazurile cu care ne confruntăm, nu este așa că venim la biserică, auzim un mesaj, auzim cuvântul Domnului, ne crește credința și spun, da, mă încred în Domnul. Știu că Domnul o să rezolve problema mea, nu am nicio îndoială. Și vine luni, marți, miercuri, vin câteva dovezi care ți le dă vrăjmașul contrare la răspunsul care îl aștepți tu și ce se întâmplă cu credința ta și cu credința mea. Știți ce se întâmplă? Începem să oscilăm. Când sus, când jos. Când am încredere că Dumnezeu o să rezolve problema. Când, I don't know, I'm kind of getting worried. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta? Știți că prin așteptare noi învățăm să devenim stabili pe calea Domnului, să nu mai oscilăm? Spune psalmistul, în Psalmul 62, cu versetul 2. Da, El, Domnul, este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Se întâmplă ceva în așteptare, în noi. Noi, cu timpul în așteptare, începem să devenim stabili. Lucrurile care altădată ne făcea să oscilăm emoțional sau pe calea credinței ajungem la un punct unde avem încredere în Domnul și nu ne mai clătinăm. Prin așteptare, fraților, noi recunoaștem dependența noastră față de Domnul. Recunoaștem că nu putem să rezolvăm problema, că depindem în totalitate de el. Și lucrul acesta nu este natural pentru noi. Noi ne placem ca să fim autosuficienți, to be self-sufficient. Și... Realizarea aceasta în așteptare că noi depindem în totalitate de Domnul este una grea pentru noi oameni care suntem descendenți din Adam. Păcatul lui Adam a fost unul de independență de Dumnezeu și sămânța aceasta de independență este în fiecare din noi. Spunea un păstor că a venit cineva din biserică și a zis aș vrea să spun cum a reacționat fetița ta. Fugea fetița lui uh, 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 prin biserică și cineva a zis, Hey, you can't do that, n-ai voie să. Și aceasta s-a întors și a zis, you're not the boss of me, you can't tell me what to do. Nu, nu este așa că lucrul acesta este în firea noastră? Să-mi spună altcineva ce să fac? Eu mă descurc singur. Lecția aceasta a așteptării, unde suntem conștienți că depindem de Domnul, este una grea pentru fiecare din noi. Așteptarea ne reamintește că inițiativa pentru rezolvare, pentru orice în viața noastră, este a lui Dumnezeu, nu este a noastră. Și trebuie să învățăm uh, lecția aceasta. Dacă vreți, așteptarea este o formă prin care. Firea noastră pământească este răstignită, nu? Care este atâta de afectată de păcatul acesta adamic, nu? Noi, I think, I feel, I want. Gândesc, simt, doresc, avem impulsurile acestea și în așteptare toate acestea trebuie să fie răstignite. Așteptarea este dureroasă, este adevărat. Dar roada care o produce este extraordinară. Acum, să știți, fraților, de multe ori noi ne imaginăm că așteptarea aceasta este one way. Noi suntem singurii care îl așteptăm pe Domnul și parcă el tot întârzie, dar aceasta nu este adevărat. Așteptarea este a two way street. Este un drum cu două sensuri. Da, într-adevăr, noi trebuie să l așteptăm pe Dumnezeu, dar ce nu realizăm este că de multe ori Domnul ne așteaptă pe noi. De fiecare dată Domnul ne așteaptă pe noi. Spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 30, cu versetul 18. Totuși, Domnul așteaptă, observați, El așteaptă. Domnul așteaptă. Ce așteaptă Domnul? Să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare. Căci Domnul este un Dumnezeu drept. Și atunci, acum din nou are o promisiune pentru cei care așteaptă. Ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El traducerea în engleză. For those who wait on him. Ferice de cei care așteaptă. Din nou, categoria aceasta de oameni, singura categorie care beneficiază, oamenii care așteaptă în credință. Fraților, adevărul este că noi ne uităm la Domnul și așteptăm, Doamne, vină la situația noastră. Ceea ce nu realizăm noi este că, de fapt, Domnul ne așteaptă pe noi de cele mai multe ori. Așteaptă să se întâmple ceva în noi. Așteaptă ca noi să ne calificăm pentru bine cuvântările care le are El pentru noi. De multe ori așteptăm ca Domnul să, se, să lucreze pentru cei dragi ai noștri. Și zicem, Doamne, fă ceva! Dar Domnul îi așteaptă pune atâtea circumstanțe în viața lor, îi canalizează într-un anumit fel ca ei să ajungă la concluzia aceasta Doamne, am nevoie de Tine. Și pentru că El lucrează în dragoste, aceasta implică timp. Da, noi Îl așteptăm pe Domnul, dar să știți că și Domnul ne așteaptă pe noi. Și așteptarea fraților este o luptă. În, în așteptarea aceasta este o luptă care se dă în lăuntrul nostru, am observat lucrul acesta în viața mea. Parcă mi-aduc aminte la anumite lucruri, stăteam înaintea Domnului, parcă vroiam să-i spun Domnului, Doamne, ce vrei să fac ca să lucrez în viața mea mai repede? Ceea ce nu realizam eu, că Domnul lucra pe partea cealaltă prin așteptarea mea. Eram ca un copil acela care dă din picioare, care nu mai are răbdare. Așteptarea este o luptă. Și mă rog ca Domnul să ne dea biruință la toți în această luptă. Apoi, în al doilea rând, așteptarea este instrumentul prin care Dumnezeu produce maturizare și întregire caracterului nostru. Așteptarea are mai multe forme și am vorbit despre aspectul acesta al nădejdii, așteptare cu credință. Dar răbdarea sau perseverența, cum este tradusă în limba engleză, este o altă formă de așteptare. Și forma aceasta de așteptare este un pic diferită. Este o așteptare care implică greutate. E o așteptare care implică suferință. E o așteptare care implică durere, unde noi suferim, unde pe noi ne doare. Și ne trece Domnul și prin școala aceasta. A fi perseverent sau răbdător înseamnă, care perseverează în convingeri, în atitudini în muncă care nu se descurajează în fața dificultăților. Este un om stăruitor. Uh, am să citesc uh, câteva versete din Iacov capitolul 1, versetele 2 la 4, care este un pasaj extraordinar. Cred că la prima vedere nu ne place la niciunul din nou acest verset. La omul nostru firesc și scrie apostolul aici, inspirați de Duhul Sfânt, și ne scrie nouă, Bisericii Emanuel, scrie pentru cei care ne urmăresc online acum. Este pentru fiecare din noi. Și spune, frații mei, aceștia sunt oameni credincioși, nou-testamentali evanghelici. Și cuvântul Domnului vrea să ne spună, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Un statement extraordinar. N-am să pun să ridicați mâna câți din noi privim ca o mare bucurie când trecem prin încercări. Dar cuvântul Domnului rămâne valabil. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce? Ca unii care știți. Deci nu poți să te bucuri, să privești ca o bucurie când treci prin anumite încercări, dacă nu știi ceva mai dinainte, dacă nu ești conștient de un adevăr mai profund. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări ca unii care știți, că știm ce. Că încercarea credinței voastre lucrează răbdare sau perseverență. Dar what's so good about perseverance? Dar răbdarea sau perseverența trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Aici cuvântul Domnului spune, noi trebuie să privim la încercările din viața noastră cu o altă atitudine. Fiind conștienți că lucrul acesta, încercarea prin care trec, produce ceva extraordinar în viața mea. Un lucru de mare valoare, care se merită. Dacă v-ar spune cineva um, că trebuie să ridicăți greutăți foarte grele, să duceți ceva foarte greu, dacă v-ar da cineva două plase pline cu cărămiți de aur și trebuie să mergeți 10 maiele pe jos până acasă și vi s-ar rupe mâinile, eu cred că toți am cărat cărămizile acelea cu bucurie, chiar dacă nu mai putem de durere până ajungem acasă. De ce? Pentru că spunem, se merită. O să treacă durerea asta, o să-și revină mușchii, o să-mi revin, dar cu valoarea asta o să rezolv o grămadă de probleme. Cam același lucru spune versetul acesta. Sunt niște lucruri de o valoare extraordinară care le lucrează Domnul prin procesul acesta al așteptării, care dacă noi suntem conștienți de valoarea acestor lucruri, putem cu adevărat să ne bucurăm. Putem să privim încercarea cu bucurie. O să mă doară mâinile, dar valoarea care o am este extraordinară. Cam așa ceva ne spune Duhul Sfânt prin acest pasaj. Îmi place traducerea din engleză mult mai mult. Spune, let perseverance, să persevereze în așteptare. Lăsați ca perseverența aceasta to finish its work, să termine lucrarea, scopul care îl are în viața ta. De ce? So that you may be mature, mature and complete, not lacking anything. Ca să ajungi la maturitatea spirituală care Domnul o cere de la tine. Ca să fii complet, caracterul tău să fie complet, să nu duci lipsă de nimic în caracterul tău. Și Domnul spune, dacă pot să fac lucrul acesta în viața ta și dacă realizez beneficiile la aceasta, te-ai bucura de fiecare dată. Acum cred că toți care suntem aici dorim ca să fim maturi și întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Cuvântul Domnului spune. Lucrul acesta nu este posibil fără instrumentul așteptării. Fără această disciplină a așteptării în viața noastră. Fără răbdare, fără perseverență, chiar atunci când doare, chiar atunci când este dificil, chiar atunci când implică suferință. Cuvântul Domnului spune, nu există o altă cale pentru maturizare spirituală. Așteptarea aceasta este singurul instrument care poate să producă desăvârșirea caracterului nostru. Adevărul este, fraților, că omul nostru firesc detestă acest instrument. Ceva în firea noastră se revoltă la ideea aceasta. Să trebuie să aștept în suferință, să rab, să perseverez atunci când doare. Dar cuvântul Domnului ne cheamă în această dimineață să privim la încercările prin care trecem printr-o altă lentilă. Prin motivația lui Dumnezeu care spune, vreau să te binecuvintez, vreau să te calific pentru binecuvântare, lasă-mă te rog ca să desăvârșesc această lucrare în viața ta. Observați lucrarea aceasta, textul acesta, cuvântul acesta ne spune: această lucrare a așteptării, a perseverenței în viața noastră nu poate să fie întreruptă. Nu poate să fie abandonată. Imaginați-vă că ați merge la școală un an de zile și mai este o săptămână și mai un examen la sfârșit și you give up chiar atunci. Parcă ai vrea să-i spui la om, ai răbdat atâta timp, mai așteaptă un pic, lasă ca să-și facă desăvârșit lucrarea, parcă ne cheamă Duhul Sfânt și spune, ai așteptat mult, ai perseverat, nu s-a terminat, dar mai este puțin, don't give up now, nu abandona procesul acesta acum, pentru că lucrarea aceasta trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Nu există maturizare spirituală fără acest proces în viața noastră. Adevărul este că cu mintea noastră firească, cu o minte firească, nu înțelegi absolut nimic în procesul așteptării. It doesn't make any sense. Pentru un om firesc, așteptarea e inutilă. It's a waste of time. E timp pierdut. Dar cu ochii duhovnicești, cu o minte transformată de Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că totuși se întâmplă ceva. Predica fratele Bogdan cu câteva săptămâni în urmă, demolarea omului firesc. În așteptare să știți că sunt dărâmate mai multe întărituri ale vrăjmașului din viața noastră, care sunt la nivelul minții. Gândiri pe care noi le ținem ca fiind adevărate, dar nu sunt compatibile cu împărăția lui Dumnezeu, cu principiile lui Dumnezeu, cu cuvântul lui. Și în așteptare, acestea vor ieși la suprafață și vor fi dărâmate. Prin așteptare observăm cu timpul că începem să devenim oameni maturi, nu la vârstă, în caracter, în gândire. Observăm că începem să devenim oameni încercați, oameni care devenim vrednici ca să putem să fim o unealtă adevărată în mâna lui Dumnezeu. Nimeni nu are încredere într-un medic care nu și-a trecut toate examenele de la școală. Nimeni nu are încredere să zboare un avion la un pilot care nu și-a trecut examenele de la școala de pilotare, nu? Omul acela trebuie să fie pregătit pentru orice eventualitate. O să fie turbulență, o să fie lucru care cere o reacție, care cere anumite calificări. În același fel, noi vrem ca să fim instrumentele în mâna Domnului. Așteptăm promisiunile Domnului care le are pentru noi. Le dorim cu toții și eu le doresc. Dar Domnul spune, pentru acesta trebuie să treci anumite teste de calificare, să ne ajute Domnul pe toți să trecem aceste teste. Apoi, în al treilea rând, așteptarea produce pace și liniște în noi. Îmi dau seama că statementul acesta e un paradox. Așteptarea produce liniște și pace? Păi prima dată când am ajuns, m-a pus Domnul în școală aceasta a așteptării, vă mărturisesc că au trebuit să mă lupt cu anxietate, cu neliniște, cu îngrijorare. Așteptarea produce pace și liniște. Fraților, pentru un credincioș firesc, să știți că in, 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 inițial nu produce pace și liniște, din contră, ea la iveală anxietate, neliniște, îngrijorare. Și aceasta spune ceva despre cât de maturi suntem pe calea credinței și cât de calificați suntem. Dar când ajungem la maturizare, vom vedea că opusul este adevărat, că într-adevăr, în așteptarea aceasta, așteptarea aceasta produce până la urmă pace și liniște în noi. Așteptarea aceasta, fraților, nu înseamnă că în liniște, că noi nu mai avem încercări. Nu, avea pace și liniște înseamnă să ai o încredere totală în providența lui Dumnezeu, în bunătatea și dragostea Lui pentru tine, în ciuda încercărilor. Știți, citim textul acela din Scriptură unde Domnul cu ucenicii erau a, a, pe barcă și a venit furtuna aceea. A, ucenicii toți s-au speriat, au crezut că mor și îl găsesc pe Domnul că doarme în, în mijlocul a, furtunii. Știți, am auzit uh, predicatori americani care spun, de fapt, că Domnul nu dormea acolo, el se făcea că dorme. Fraților, îmi pare rău să spun, eu cred scriptura. Dacă scriptura spune că Domnul dormea, eu vă garantez că Domnul dormea. Dar noi am spune, dar cum poți să dormi, că doar toată lumea e îngrijorată în timpul furtunii? Mm -mm. Dacă ai ajuns la o anumită maturitate cu Domnul, sunt lecții care le înveți cu Domnul în așteptare, în mijlocul furtunii, când toți din jurul tău cred că se termină lumea și sunt panică. Tu dormi liniștit. Ucenicii erau intrați total în panică. Erau panicați total. Domnul dormea, a trebuit să-l scoale pe Domnul. Dar știți că ucenicii au învățat și ei lecția aceasta a așteptării și așteptarea a produs pace și liniște în ei. Găsim pe Petru, Petru, omul acesta lui Dumnezeu, care a fost în panică atunci, în barcă, Iacov a fost prins, a fost ucis cu sabia, l-a prins și pe Petru și Petru urma următoarea zi să fie și el omorât tot cu sabia, probabil să fie decapitat. Și mă gândesc dacă eram noi în papucii lui Petru. Dormeam noi noaptea aceea. Păi ce o să se întâmple cu soția? Cu copiii? Cu lucrarea, cu atâtea lucruri. Știți ce este interesant? Așteptarea a, a produs pace și liniște în Petru și Petru, cu toate că știa că era foarte probabil de Next Day să moară, doarme atâta de adânc că îngerul Domnului trebuie să-i dea un picior ca să-l trezească. Știți cum dormea Domnul? Pe barcă, în corabie. Așa dormea Petru acum. Știți că în procesul acesta al așteptării produce Domnul pace și liniște în noi. Și atunci când sunt valuri, încercări în viața noastră, avem o pace supranaturală care întrece priceperea. Domnul vrea ca prin așteptare lucrul acesta să fie produs în noi. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 37, cu versetul 7. Taci înaintea Domnului. Din nou, fratele Cornilescu a tradus diferit. În engleză îmi place mult mai mult. Spune, be still, fi liniștit înaintea Domnului. Și în loc și înădăjduiește, spune, și wait patiently for him. Deci, traducerea cam așa ar trebui să fie. Stai liniștit înaintea Domnului și așteaptă-l liniștit, cu răbdare. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Care este lecția, scopul? Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce îl așteaptă pe Domnul vor stăpâni țara. Observați aici, sunt niște promisiuni extraordinare, din nou, pentru această categorie de oameni care îl așteaptă pe Domnul. Și Domnul spune, în așteptare trebuie să înveți lecția aceasta. Să te liniștești, să fii liniștit, să-l aștept cu răbdare. Fraților, uh, be still, stai liniștit. Știți că... Uh, a aștepta nu-i niciodată ușor, dar dacă ești ocupat cu ceva, parcă este mai ușor să aștepți. Dacă you can be busy with something else, dacă ai ceva de făcut, parcă trece timpul mai repede. Fraților, o să ne treacă Domnul prin încercări la care noi nu mai putem să facem absolut nimic. Ca să putem să împlinim versetul acesta. Stai liniștit. Unde nu poți să faci nimic altceva decât să aștepți și să te liniștești. Știți că în procesul acesta a așteptării trebuie să învățăm să tăcem? În procesul acesta trebuie să învățăm să rămânem liniștiți? Chiar și atunci când cel rău izbutește în căile lui. Această așteptare, Domnul vrea să ne învețe să ne punem toată încrederea în Domnul. Această așteptare. Ne va învăța să abandonăm armele firii pământești, care sunt în textul acesta. Vorbirea la frustrare, mânia, iuțimea, supărarea. observați îți spune, stai liniștit și așteaptă-l pe Domnul. Apoi, ce ne cere Domnul? Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra că supărarea are un singur destin. Duce numai unde? Numai la rău. Gândiți-vă de fiecare dată. Când vine ispita aceasta să vă supărați, cuvântul Domnului spune ceva. Supărarea aceea nu o să ducă la nimic bun. De fapt, supărarea aceea duce numai la rău. Și în așteptare trebuie să învățăm, să nu ne mai supărăm. Situația aceasta, fraților, în așteptarea aceasta, Domnul vrea ca ceva să se schimbe în noi. Școala aceasta are menirea să învățăm să tăcem, să ne autocalmăm, să ne liniștim și să ne bucurăm în mijlocul încercărilor. Și întrebare, este posibil această cerință ca cineva să se bucure în mijlocul încercărilor? În Psalmul 37, Vesetul 9 spune, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce ne în Domnul din nou, iar cei ce wait on the Lord, acei ce-l așteaptă pe Domnul, vor moșteni țara. Da, poți să aștepți cu bucurie, pentru că Domnul spune, don't worry, tu o să ai biruință la lucrul acesta. Spune, cei blâns, observați, oamenii blânși, nu mai sunt mânioși, nu mai sunt iuți, nu mai sunt supărați, am învățat aceasta în timpul acesta al așteptării, moștenesc țara și au belșug de pace. Noi toți vrem să... Moștenim binecuvântările Domnului, dar Domnul vrea aceste lecții în viața noastră. Școala așteptării are menirea să producă pace în noi. Să învățăm să, să cooperăm cu Domnul, să demolăm, să dărâmăm toate întăriturile vrăjmașului. Caracterul nostru să ajungă la locul acela de calificare unde ne calificăm pentru binecuvântările Domnului. Vă invit acum, fraților, să ne ridicăm în picioare, invit grupul, trupa de închinare să vină în față, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, iar apoi să ne rugăm. Cred că acest subiect al așteptării voi continua cu subiectul acesta data viitoare. Probabil că vor fi două sau trei mesaje din lucrul acesta este o predică topică, nu este una textuală, ca de obicei, dar Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim despre acest lucru, pentru că eu știu că fiecare din noi suntem în procesul acesta al așteptării și de multe ori nu înțelegem scopul și începem să ne frustrăm. Ca și Biserica Emanuel, noi suntem în faza aceasta a așteptării și Domnul ne cheamă pe fiecare din noi să lăsăm pe Domnul ca să-și facă desăvârșit lucrarea ca El să poată să aducă la împlinire toate promisiunile care le are cu noi.